Bun găsit, vă spune Mihai Silviu Chirilu, la o nouă emisiune pe canalul Mărturisirea Ortodoxă. După ce v-am vorbit ieri despre actul de ecumenism săvârșit de Mitropolitul Banatului Ioan, care a luat lumină de Hanuca de la sărbătoarea de la sinagoga din Timișoara, încălcând Sfintele Canane, fie-mi permis să vă arăt un afiș din luna noiembrie pe care am vrut să-l discut, dar despre care nu am mai avut timp să vorbesc. Și aș vrea să îi rog pe foarte mulți dintre dumneavoastră care mi-au trimis tot felul de subiecte de discutat, de anomalii care se întâmplă în biserică, cerându-mi să-mi expun puncte de vedere, că nu reușesc să le ajung pe toate, am și foarte mult de lucru și nu reușesc să ajung să discut despre toate temele acestea. Există, de exemplu, cineva care mi-a arătat un act de ecumenism în Episcopia Galaților acum multe, multe luni și vă rog să mă ierte că încă n-am apucat să... Cred că era ceva cu organizații de tineret și cu o acțiune ecumenistă. Îl rog să mă ierte că încă n-am apucat să vorbesc despre asta, să știți că nu era intenție, pur și simplu. Vă rog să mă credeți că eu sunt un singur om și cei din Beore, care, din Patriarhia Română, care săvârșesc actele acestea de încălcare a Sfintelor Canoane, sunt foarte mulți. Sunt o armată întreagă de vânzători de Hristos care săvârșesc acțiuni ecumeniste zi de zi și eu nu pot să mă țin după ei și să îi urmăresc pe toți, că nu sunt nici polițist, nici jandarm și nici procurorul lor. Dar în măsura în care pot să-mi exprim, mai ales pe cele flagrante, le discut. În acest moment aș vrea să vă arăt un document, un afiș. Un afiș care zice așa: Ministerul Culturii, Centrul de Cultură George Apostol Bacău, în parteneriat cu Arhiepiscopia Română și Bacăul, Protoieria Bacău, Arhiepiscopia Romano-Catolică din Dieceza Iași, Decanatul Romano-Catolic din Bacău Centru, Federația Biblică Catolică, Arhiepiscopia Bisericii Armene din România, Comunitatea Evreilor din Bacău, Biserica Adventistă de Ziua Șaptea din Bacău, Biserica Creștină Baptistă Bethel, Biserica Pentecostală, Biserica Creștină după Evanghelie, Biblia Cuvânt sau Cuvinte, Simpozion Interconfesional, 17 noiembrie 2023, la 14, Muzeul de Artă Contemporană George Apostol din Bacău. Deci, la Bacău, în Arhiepiscopia Românului și Bacăului, a avut loc un simpozion interconfesional numită Biblia Cuvânt sau Cuvinte. Inițial m-am gândit că acest titlu cuvânt sau cuvinte voia să scoată în evidență, dacă vreți, importanța și seriozitatea cuvântului lui Dumnezeu exprimat în Biblie, comparativ cu, dacă vreți, cu fluiditatea cuvintelor pe care noi le rostim în limbajul cotidian, da? Domnule, una este cuvântul lui Dumnezeu și alta sunt cuvintele care este etern și alta sunt cuvintele trecătoare ale oamenilor. Așa m-am gândit prima dată și vă mărturisesc sincer că am făcut un film acum câteva zile, înainte de a-l face pe cel despre Timișoara, în care am abordat tema la modul acesta. Dar înainte de a pune filmul pe internet, mi-am dat seama că de fapt cuvânt sau cuvinte s-ar putea să aibă și o altă semnificație. S-ar putea să aibă și o altă semnificație și să se refere la faptul că, având în vedere că la această întâlnire, simpozion interconfesional, sunt invitați ortodoxi alături de papistași, de armeni, de mozaici, de adventiști, de baptiști și de evangeliști, m-am gândit ce-ar fi ca totuși această expresie Biblia, cuvânt sau cuvinte să însemne altceva. Să însemne Biblia, ce înseamnă Biblia pentru toți acești participanți? Un singur cuvânt sau mai multe cuvinte? Adică o mărturisire comună a lor sau mai multe mărturisiri personale a fiecărei dintre aceste comunități? Eu nu știu exact ce s-a discutat la Bacău și cum s-a rezolvat această problemă, dar aș fi înclinat să cred că acest titlu este o invitație. Și cei de la Bacău și de la Roman îi rog să mă contrazică public sau privat, dacă mă înșel, ar fi o invitație la nivel local la Bacău pentru a săvârși o mărturisire comună a
cuvântului lui Dumnezeu ortodoxii, cu papistașii, cu evreii, cu armenii, cu adventiștii, cu... Da? Adică ar fi Eu așa cred. Adică avem un singur cuvânt despre Biblie sau mai multe cuvinte, fiecare cu cuvintele lui, da? Eu așa înțeleg. Și așa ar fi și în acord cu duhul absolut ecumenist al Arhiepiscopiei Bacăului și al Arhiepiscopului Bacăului Joachim Giosanu, cred că se numește, un episcop foarte ecumenist, care în 2018, dacă vă aduceți aminte cei care citiți site-ul Mărturisirea Ortodoxă, în 2018, acest episcop a editat la Bacău, cred, tot la Bacău, sau la Iași, nu, a editat la Bacău. A editat un calendar. Mă iertați, la Iași s-a realizat un calendar în colaborare cu un preot ortodox din Roman, care probabil că avea binecuvântarea episcopului de la Roman, un calendar numit calendar creștin-catolic-ortodox-catolic, da? Iată, așa arăta calendarul respectiv în 2018, deci cu concursul unui preot din Roman, care probabil că avea și binecuvântarea episcopului de la Roman, s-a editat un calendar catolic-ortodox în care erau trecute în paralel sărbătorile catolice și ortodoxe. Și erau trecute în așa fel încât la un moment dat exista o nebunie în calendarul ăla, că se spunea la un moment dat că, ia uitați, era pe data de 9 decembrie, era trecut în calendarul catolic neprihănita zămislirea Fecioarei Maria, era în calendarul ortodox zămislirea Maicii Domnului, da? Neprihănita zămislire este o erezie. Era trecut în paralel, în aceeași rubrică cu viziunea ortodoxă despre ea, da? Noi am făcut atunci o plângere la Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Mitropolia Moldovei și Bucovinei ne-a trimis un răspuns din care ne-a rezultat atunci că s-a oprit editarea acelui calendar și a fost scos din uz. Ne-a spus Mitropolitul Teofan în 2019, la începutul anului 2019. Vă zic că acolo la Roma este o atmosferă curat ecumenistă și cred că nu ar fi greșit să presupunem că despre asta este vorba atunci când comunitățile eretice și necreștine chiar au fost împreună chemate cu ortodoxi și să vorbească despre Biblie ca cuvânt sau cuvinte. Și dacă tot vorbim de ecumenism, trebuie să spunem că o astfel de întâlnire pune în aplicare exact documentele constitutive ale Consiliului Mondial al Bisericilor, Forul Suprem al Ecumenismului, în Constituția Consiliul Mondial al Bisericilor, se spune că Consiliul Mondial al Bisericilor este o adunare de biserici care mărturisesc pe Hristos Domnul ca Domn și Dumnezeu și Mântuitor în concordanță cu Sfintele Scripturi. Punct. Deci, în concordanță cu Sfintele Scripturi, nu și cu Sfânta Tradiție a Bisericii. Da? Deci, baza doctrinară a Consiliului Mondial al Bisericilor este una protestantă. Consiliul Mondial al Bisericilor îl recunoaște pe Hristos așa cum este mărturisit în Scripturi. Și atât. Și mai încolo, în regulamentele Consiliului Mondial al Bisericilor, ni se spune același lucru, că Hristos este mărturisit doar în Scripturi. Nu ni se vorbește despre Sfânta Tradiție, despre dezvoltarea cuvântului scripturistic de către biserică prin Sfânta Tradiție. De aceea nu ne miră că la Bacău are loc un simpozion internațional, interconfesional, în care se vorbește despre Biblie. Din toate aceste perspective, ceea ce ne miră însă, nu ne miră nici faptul că declarația la Toronto din 1950 spune că toate membrele Consiliului Mondial al Bisericii, toate ereziile împreună cu Biserica Ortodoxă, au
sarcina să încerce să dea o mărturisire comună în fața poporului credincios. Deci nu ne miră faptul că la Bacău s-a făcut un simpozion interconfesional în care au participat și Biserica Ortodoxă Română, reprezentată de Arhiepiscopia de la Bacău, și în care s-a lăsat impresia că Biserica Ortodoxă Română, împreună cu papistașii, cu armenii, cu mozaicii, cu toți protestanții din oraș, dau o mărturie comună despre același lucru. O realitate este că, deși Biblia se găsește în toate aceste culte, numai Biblia ortodoxă este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu cu C mic, pentru că cuvântul lui Dumnezeu cu C mare este a doua persoană a Sfintei Treimi, care este Iisus Hristos. Și bine a spus cine a zis că Biblia este cuvântul despre cuvântul lui Dumnezeu, da? Cuvântul cu C mic sau mărturisirea în scris despre cuvântul cu C mare care este Iisus Hristos. De aceea, impresia pe care o lasă acest simpozion este că toți suntem în aceeași mărturisire, toți dăm aceeași mărturisire. Și acum mă întreb și eu, oare cum poate să fie aceeași mărturisire între Biserica Ortodoxă și protestanții care neagă Sfintele, care pun Biblia ca pe un idol și neagă absolut toată viața Bisericii Ortodoxe de la întemeierea ei și până astăzi, așa cum este cuprinsă ea în Sfânta Tradiție. Cum poate să fie aceeași mărturisire între Ortodoxie și papism, care își extrage argumentele ereziilor sale din interpretarea greșită a Sfintei Scripturi? Cum poate să fie aceeași mărturisire între Ortodoxie și monofiziții armeni? Cum poate să fie aceeași mărturisire ortodoxă între Ortodoxie și cultul mozaic care neagă cu totul Noul Testament? Și atunci, cum este posibil să venim în fața publicului și să participăm în fața publicului, să spunem, da, noi dăm toți aceeași mărturisire despre aceeași scriptură? Nu. Scriptura care se află în biserică de la momentul scrierii ei și canonizării ei se află în Biserica Ortodoxă. Ceilalți au scripturi care sunt ale cultelor lor și sunt modificate în funcție de interesele lor și nu sunt Biblia așa cum a aprobat-o Sfânta Biserică Ortodoxă. În cazul celor din cultul mozaic au doar Vechiul Testament. Și atunci, și chiar și în Vechiul Testament, canonul Vechiul Testament de la ei este altul decât cel de la noi. Și atunci îl întreb și eu pe episcopul de la Roman, cum este posibil ca Biserica Ortodoxă să participe la asemenea simpozion pentru a da impresia greșită că noi, creștinii ortodoxi, dăm de fapt aceeași mărturie în fața lui Dumnezeu și a oamenilor ca și protestanții, ca și mozaicii, ca și armenii. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu, care este interpretat în Biserica Ortodoxă, prin Sfânta Tradiție, prin părinți ai Bisericii care au fost inspirați de Duhul Sfânt, și nu este o lectură personală, așa cum este în lumea protestantă, în care fiecare își închipuie ce vrea despre Sfânta Scriptură și despre Cuvântul lui Dumnezeu, și dacă nu se înțeleg, se despar și fac din ce în ce mai multe bisericuțe și așa mai departe. În Biserica Ortodoxă, Cuvântul lui Dumnezeu, care este Sfânta Scriptură, este interpretat în Duhul Sfânt care a lucrat în biserică prin oameni înțelepți și inspirați de-a lungul timpului. Despre aceștia, niciunul dintre partenerii de dialog ai Arhiepiscopului Romanului nu știe nimic și nu pomenește nimic. O să particip la un asemenea simpozion unde este un recital de falsă scriptură și de înșelare prin cuvântul scripturistic interpretat greșit, înseamnă să trădezi cu adevărat și să faci acea strâmbare a cirtei și a iotei despre care vorbește Scriptura, când spune cineva strâmba o cirtă sau o iotă din cuvântul lui Dumnezeu, foarte mic se va afla în împărăția lui Dumnezeu. De aceea am fac datoria de a spune că
În primul rând, mărturisirea bisericii nu se bazează doar pe Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție sunt două izvoare ale revelației creștine, ortodoxe. Ambele sunt la fel de valoroase, pentru că același Duh Sfânt a lucrat prin amândouă și am mai spus de mai multe ori că în Epistola 1 Tesaloniceni există avertisment a Sfântului Apostol Pavel, țineți, mă iertați, în Epistola 2 către Tesaloniceni, există acest cuvânt în care spune: fraților, stați neclintiți și țineți predaniile pe care le-ați învățat, fie prin cuvânt, adică prin tradiție, fie prin epistola noastră. Și la finalul Evangheliei Ioan se spune: Hristos a făcut așa de multe lucruri încât dacă s-ar fi cuprins toate în scris, n-ar fi încăput cărțile care s-ar fi scris. Dar unele au rămas nescrise, dar au ajuns până la noi prin tradiție. Iar protestanții își bazează acest dispreț față de Sfânta Tradiție pe faptul că Hristos, într-una dintre Evanghelii, avertizează pe farisei și cărturari că tradițiile pe care le-au creat ei și care erau cu adevărat niște invenții omenești, erau ceea ce se numește acum Talmudul, da? Nu au nicio valoare teologică și că Hristos le spune cărturarilor și fariseilor că acelea nu au nicio valoare teologică, pentru că sunt rodul unor cugetări ale lor, ale talmudiștilor de atunci și ale talmudiștilor de acum. Dar asta nu era un principiu pe care Hristos să-l fi spus: nimeni să nu se uite decât la Sfânta Scriptură, pentru că el însuși n-a scris nimic. Da? Deci, aceste interpretări halucinante ale protestanților, care au scos acel principiu sola scriptura, absolut fără nicio bază în Sfânta Scriptură însăși, și au emis un principiu dintr-un cuvânt al lui Hristos care se adresa altei realități, și anume realității talmudice a cărturarilor și fariseilor, care falsificaseră Scriptura prin interpretările lor, ceea ce nu este cazul cu Sfinții Părinți care au lucrat sub conducerea Sfântului Duh, așa cum le-a și spus Mântuitorul Hristos atunci când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, vă va învăța despre toate. Și mai încolo spune în Epistola către Romani: Duhul Sfânt ne învață să se roagă pentru noi cu suspine negreite și ne învață cum să ne rugăm. Și, da? Deci se vede foarte clar inspirația pe care Biserica o are în decursul timpurilor prin oameni de valoare ca Sfinții, știu și eu, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare și toți marii sfinți care au contribuit la înțelegerea și la punerea în practică a Sfintei Scripturii. Da? E bine, cum este posibil ca noi să participăm, sau Biserica Ortodoxă Română, prin reprezentanții ei din Bacău, să participe la o adunare împreună cu protestanții și cu ceilalți, în care să se vorbească doar despre Sfânta Scriptură și să se pună accent în stil protestant pe Sfânta Scriptură, care la protestanții se transformată într-un idol, dar de aia și spune că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu cu C mare. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă vă uitați în Evanghelia Ioan, este, în prologul Evangheliei Ioan, este Iisus Hristos. Biblia este cuvântul despre cuvântul lui Dumnezeu, da? Deci este cartea despre care consemnează cuvintele lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu, da? Bun. Deci, ce caută un ierarh ortodox într-o astfel de adunare, fără să ceară organizatorilor, dacă tot se face o asemenea adunare, să se introducă acolo Biblia și tradiția bisericii, nu? Am ținut să vă aduc la cunoștință acest lucru pentru a vedea cum se implementează încetul cu încetul principiile declarației de la Toronto, pe care o puteți vedea analizată într-unul dintre materialele mele pe mărturisirea ortodoxă, și principiile Consiliului Mondial al Bisericilor într-o eparhie puternic ecumenistă, care nu prea a fost luată în discuție până acum în filmele pe care le-am făcut eu, pentru că este o eparhie mai mică dar asta nu înseamnă că ierarhul ei nu este eminamente ecumenist.